Merge. E 1-1 la 0 cu Mureșul Luduș, un rezultat destul de bun pentru voi, însă meciul a apărut mai dificil decât s-a așteptat toată lumea. Da, într-adevăr a fost un meci mult mai mult bazat pe luptă, un meci la care noi, sincer să fim, nu ne așteptam, au venit să se apere mai mult. Asta este bine și 1-0, mergem în retur la lume să luăm toate cele 3 puncte. Gabriel Rotaru ne-a declarat că ți-a transmis că vă așteaptă acolo în groapa cu ulei și va fi un meci destul de dificil. Da, glumele le avem după meci. Deocamdată avem noi 1-0 și noi suntem în avantaj. Să nu uite nenea Rotaru că nu e bun și egal. Da. În schimb, la fel am transmis și eu lui că o să câștigăm 3-0. Un prieten bun de-al tău, Gabi Rotaru. Ați contribuit la promovarea Europei atunci. Da, îl respect și urez toate cele bune. Baftă după meciul cu noi, direct. Cum ți s-a părut astăzi partida? A fost într-unele momente v-am văzut lipsiți de putere. A fost mult efort? Da, mult efort, probabil și oarecare presiune. Căldura mare. Așa este de fiecare dată când joci un baraj în VAR. Cum este să joci cu tribunele arhipline? Te simți fotbalist? Da, te simți fotbalist, însă pentru mine nu e un sentiment nou. Am jucat și cu mai multă lume. Mă bucur că am reușit să aducem atâta lume la stadion și le mulțumim pe această cale și le promitem că în returul de la Luduș o să venim cu toate cele 3 puncte. Implicit promovare. L-am întrebat și pe prietenul tău, pe Gabriel Rotaru. Care Mureș crezi că se va vărsa în Liga 3? Cu siguranță Mureșul Vinț. Mulțumim. Mulțumesc.